Vă salutăm, dragi apicultori. Suntem astăzi în 27 mai. Astăzi suntem într-o locație unde au mai rămas câteva familii care până acum au lucrat la producție de mere din Salcâm. Având în vedere că azi mâine sunt ultimele zile în zona dată de cules, am decis să venim și să facem câteva roieri, având în vedere că avem și boci pentru această noapte. Și am decis să vă arătăm cum noi facem roi, ce rămâne în familie în urmă, după ce scoatem ramele cu puiet. Familia Dat e familie pe ramă de Adan, cu matcă de anul trecut. Până la moment are 5 faguri crescuți, are și ceva miere adunată. O să ne sperim ca să facem filmarea cât mai scurte. Cea mai mare problemă este ca să reușim cât mai repede să găsim matca. Ca să vă arătăm, spunem, toată lucrarea de la început până la urmă, ce facem, ce puiet scoatem și ce rămâne. Aici avem o ramă cu larvă. Aici e deja ceva puiet, miere puțin și albină tânără. Rama dată, sigur că e sparsă. Practic așa o să procedăm cu... Avem și mapca, foarte bine că am găsit și mapca. Practic așa procedăm cu toate familiile care nu plec mai departe la culesul de la chei. Cu toate o să procedăm la fel. Nu toate familiile au puiet la fel, cum găsim aici. Rămâne și o ramă cu pomiere. Se scoate o ramă la margine. Așa. Unii doamna cu coană. Sperăm că nu au pierdut la smarta. Așa, aici am pus o ramă goală, două cu puiet, una să meargă cu miere, asta cu larvă o punem înapoi, asta cu miere, mai punem un fag, pentru faci. Polistiren în loc de diafragmă. Aici la moment mai avem nevoie de albine care să împăstreze mierea până în momentul când ea va fi extrasă. Și verificăm și sus dacă are cumva ceva puiet. Na, trebuie să fie, dar dacă este, noi nu-l lăsăm. Da, la cât puietul a fost jos, sigur că sus ne puiet noi.
Acum, după ce o să fie extrasă, o să fie extrasă mierea, jos cuibul o să fie mutat pe mijloc, o să fie împlut curami extrasă. Tot așa, la fel, o să rămâie grate hanima mai departe, ca să nu se ridice matca în sus, o să fie pus în concat și, practic, la familie date, nu mai avem ce face nimic până în momentul când se termină și floarea soară. Numai din caz dacă o să avem culesuri foarte bune, o să fie nevoie, de adăugat caturi. Cu familia asta e lucrarea și aici completăm câte un fal. Roiurile date o să fie duse în altă locație, unde la noapte o să fie primit, o să fie date câte o botcă. O să ne stărim pe parcurs partida asta de roiuri ca să o filmăm mai departe, să vedeți ce facem cu ele, dacă o să fie nevoie, câte hrană o să le dăm și îndeopște cum o să fie dezvoltarea lor, care este menirea lor, noi nu știm. În sensul că dacă o să fie foarte, foarte bine anul, ele o să mai fie încă o dată împărțite deja roiurile. Dacă o să fie un an mai slab, pur și simplu o să fie lăsate câte două regini în fiecare stupușor și cu asta sezonul o să fie închis. Asta e ceea ce facem acum. Suntem deja, cred că de luni intrăm și în faza când o să începem a extrage mierea. La toți vă dorim succes, răbdare, putere, cât mai multă. Ne cerem scuze dacă cineva încearcă să ne sună și noi nu reușim să răspundem, că într-adevăr suntem prinși foarte mult acum cu lucru. Asta pe noi ne bucură, înseamnă că dacă avem mult de lucru, este și rezultatul bun anul ăsta. Iar până la momentul când ne vom mai vedea, vă doresc pace și sănătate.